Vă salut, stimați prieteni! Astăzi, de la un abonat, avem la profilactică această orgă Korg PA4, varianta scurtă, care a venit cu mai multe nuanțe. Deci avem, iată aici, careva din butoane de la pad, butonul 2-3, butonul de media, și mai face de cap. Deci rămâne să vedem. Așa. Butonul acesta de aici chiar este, s-a lipit ceva, a fost acolo o soluție, nu știu, lichide, vedem. După posibilitate, start-stop-ul ca de obicei, butonul de reset a tempoului, avem acest buton de aici, nu funcționează la fel, așa resetarea și respectiv o curățare, fiindcă interiorul este mai tot în praf, absolut. Cu toate că orga este foarte bine păstrată și mulți mă întrebau ce chiar sunt așa de sensibile aceste clape. Vreau să vă spun că nu sunt sensibile, sunt destul de bune, doar că cu ele se lucrează. Deci acel instrument care stă acolo la icoane, acela nu se defectează. Cu aceste instrumente se lucrează. De aceea și apar aceste mici probleme. Sunt niște defecte elementare care se remediază destul de ușor. Deci vom demonta orga, vom curăța, vom înlocui butoanele, se va curăți totul bine, o asamblăm și pleacă către proprietar. Revenim pe parcurs cu informații să vedem ce este în interior. Am demontat această orgă, interiorul este exact ca la versia mai mare de acest model de orgă. Nu este atât de grav și ține de praf, însă avem prezent. Deci iată așa, așa ca dovadă pentru proprietar, deci iată avem praf, este într-adevăr în orgă. Așa. Și aici pe claviatură la fel este praf. Cum vă spuneam, cu această orgă și acest instrument se lucrează probabil că săptămânal, zilnic. Așa, curățim și mergem mai departe la butoane. Am demontat această placă unde aveam problemă cu butoanele de pad. Și iată, dacă studiem așa atent, deci această regiune, deci iată aici au rămas urmele de lichid negru, cafea sau poate cola. Deci asta iarăși este dovadă pentru proprietar. Așa observăm și iată anume această regiune unde a pătruns lichidul. Anume aici se află cele două butoane de la pad care nu funcționează. Deci placa este evident că în praf. Iată, dacă o să extragem așa un plastic, deci observăm că într-adevăr persistă praful, cu orga într-adevăr s-a lucrat, dar problema aici este în, iată, aceste urme de lichid care s-au uscat și au rămas. Evident că lichidul a pătruns cumva din partea, deci a mijloc stângă a plăcii, prin intermediul butoanelor, prin butoane și s-a scurs în jos. Deci iată așa. Placa a fost curățită, absolut. Am primit așa un rezultat și urmele de lichid care erau deja uscate. Așa, și urmează să montăm, să verificăm dacă funcționează ceea ce s-a reparat. Am extras și placa din partea dreaptă care o am acolo. Aveam aici două butoane care erau cumva parcă lipite. Și spuneam proprietarului când a adus orga că cumva a pătruns lichid aici. Dumnealui spunând că nu este imposibil așa ceva, dar vorbele mele s-au adeverit. Deci iată am înlăturat aceste două butoane. Două plasticuri mai bine zis și vreau să vă prezint urmele de lichid. Deci iată se vede. Și acest lichid
este cafea sau cola sau oricare altă băutură care conține zahăr, fiindcă ele sunt fixate pe acest cauciuc, care cumva el la pătrunderea acestui lichid, deci iată se vede și aici, s-au lipit butoanele de cauciuc și nu se deplasau sus-jos. Deci iată acestea sunt consecințele, deci nu orga este de vină sau producătorul, dar condițiile de utilizare și, dar se mai întâmplă, oricum la eveniment toți sunt veseli, toți vor să stimeze și să cinstească lăutarii și iată se mai întâmplă așa neplăceri. Am pregătit și această placă din partea dreaptă ca de fiecare dată, doar o pregătesc. Deci nu a fost curățată încă. Și iată, aici avem urmele de lichid. Cum vă spuneam, fie că cola, fie că apă dulce, fie că ceva ce conține dulce, zahăr. Așa, și cumva, deci praful respectiv este, se vede, urmează a fi curățat absolut tot. Deci iată, aici am potențiometri de volum, facem intervenția, curățim lichidele și venim cu rezultate. Așa, reparația a luat sfârșit, aici avem interiorul unde s-a curățat absolut tot ca de fiecare dată, ca pentru toți cei care au mai apelat la serviciile mele. S-a curățat interiorul la cel mai înalt nivel, plăcile la fel, deci după cum se și vede avem placa de bază, totul la cel mai înalt și calitativ nivel. Deci iată așa am obținut un rezultat, după cum se și vede în imagine, cât și ca de obicei la aceste tipuri de orgi, munierile sunt cele mai curate, respectiv și aici la fel. Nu putem să transmitem instrumentul proprietarului până nu facem lateralele și munierele ca noi. Avem și rezultatele după intervenția asupra munierelor, după o curățare specială. După intervenția făcută asupra acestei clape, am primit următoarele rezultate. Deci, butonul de pad 2, 3 s-au rezolvat, butonul de media s-a rezolvat, așa, butonul de record s-a rezolvat, butonul de târcâsiel la fel s-a rezolvat, keyboard sound la fel s-a rezolvat, butonul de start-stop la fel s-a rezolvat și butonul de reset la fel s-a rezolvat. Cam asta e, claviatura a fost spălată în totalmente, lateralele deja am vorbit de ele, exteriorul, display-ul s-a curățat la fel, deci absolut tot la cel mai înalt nivel. La moment avem așa un rezultat. Mai facem un proprietar fericit. Sănătate și fiți foarte atenți cu băuturile pe asupra instrumentelor.